Ziua este data de 10 ianuarie 2017. Prin Ștefănești, pe aici, Suraț, ajungem la centru, la orice zăpadă și ninge abundent. Am mai băgat plugul, să vezi. Trebuie să bage și plug. Mergem cu a treia, ce să vezi. Asta s-a repatinat pe curbe mici. Cu viraj pe curbe mici, patinează. Să mă bage și în șantă. Cu voia Domnului am program de pește. La Ștuc, așa că țineți aproape să facem o treabă bună. Vedeți o informație adevărată. Este Viorica, nu o cunoașteți? Pe Viorica. E că avem om cu sănii. Curba de asta cu gheață și cu pălii. Păcălești. Am văzut eu sare pe pielea mea. Cât am cauciucuri de iarnă, știi când te duci? Văd și primăria să mai bage și uite că se vede gheață în jos. Zăpadă. Văd și primăria, Ștefăne, să bage și ai plut. Aștepta pasta să fie mai mare, să nu consume multă carburant. Naționala cred că e mai bună națională. Oricum e foarte frumos anul timpul. Iarna cum? Cum ninge acum, cum era odată, când era mai bine. Arată orașul Ștefănești iarna pe uliță. Sunt și doi oameni care mai merg și pe. Domnișoara, ne mașina, o leacă mai așa ca să nu avem probleme. Salut, tată, pe scări. Mă duc la poșta română, că mi-au sosit banii și i-au cheltuit și n-ar avut de unde să-i dea. Păi nu mai lucrez în poșta română, doar servici. Trimești și tu un colet? Trimești și tu un colet? Ce patinează cu vehicul pe stradă? Delica în față. Ieșire de asta. Hai, depășește tot. Păi de-abia ieșit, am și încurcat pe tine. Asta e națională. Deci București nu e acoperită. Păi e măscă din aia și am terminat serviciile cu poșta română. Păi nu e prima dată, trimiți un colet, ține banii și nu avem bani. Tot dată tu te folosești de banii, o servicii, că nu avem încasări.
mă interesează că omul mi-a trimis bani să dai bani. Mai bine lucrez cu alte sime de curieră de asta, ca să știu să o trec. Ce, cam ce face Poșta Română de la Ștefănești. După la el, nu sunt sigur, dacă nu sunt serioși. Oricum, nu mai trimit niciun colet prin data la revedere. Clienții or să folosească alte servicii de curierat. Deci e în regulă. Uite acolo pe stânga să te asară radarul. Aveți grijă, băi. Așa, uite. Vedem înregistrarea.